strict? Da, da, am dat reflexi, tot ce... Hai, să începem! Tot ce spui poate fi folosit împotriva ta. Și va fi folosit împotriva mea. Nu știu, neștiind, neavând exemple, nu știam de unde să apuc, nu știam ce să fac, nu știam ce e amuzant, ce ar trebui, unde să mă duc. Subiecte. Da, subiecte și cum, ce să fac eu pe scenă, asta mi-era greu, că în teatru mă învățau că trebuie să ai un personaj și aici trebuie să fii tu. Și eram confuz cum să fiu eu, dar trebuie să fiu și personaj, că sunt și actor și ce să fac. Am trecut prin multe etape. Hai, Doamne ajută! Bine te-am găsit! Salutare, dragi iubitori de teatru și film! Bine ați venit la Actorie pe Felie, l-am invitat pe Cristi Dumitru. Eu! Mulțumesc, Cristi, că ai acceptat invitația mea. Mersi și eu că m-ai invitat. Actor și stand-upper. Cu siguranță Cristi ne va împărtăși și ne va spune multe din secretele carierei lui. Da. Înainte de toate, am o surpriză pentru tine. Hai, lasă-mă. Te las? Ia să văd. Îmi plac surprizele. Da? Da. Mă bucur. Am două tricouri. Așa. Și o să-ți alegi unul. Sunt un măgar? Da. Și de ce ai pus poză cu mine? Păi, doar te-am invitat, nu? Nu știam că l-ai personalizat. Ți-am luat de pe Facebook. Râd ca un măgar. Bă, da, chiar râd ca un măgar. Chiar cred că un măgar râde mai frumos ca mine. Deci ăsta mă potrivesc mai bine. Da? Da. Atunci pot eu. Ăsta. Mulțumesc. Ce tare. Să-l stăpâneai sănătos. Mulțumesc. M-a explicat de acolo. Și acum să fiu cum sunt femeile alea nemulțumite. Dar pe altă culoare n-aveau? Ba da, pe un alb. Un alb mai deschis. Asta se murdărește repede, boss. Hai să-l pun așa ca să rămână aici, să se și vadă. Să fie frumos. Da? Bine, mulțumesc. Astea vor fi disponibile și pentru comenzi, dar sunt în lucru. Acum ca să-mi fac eu și puțină publicitate, știi? Foarte bine, foarte bine. Cumpărați tricouri cu măgari. Sunt ideale pentru făcut cadou mai ales. Hai, Cristi, și de jurii cu măgari. Da. Trecem pe la caserie și... Da. Ne înțelegem. Spune-mi cum a fost copilăria ta și dacă ceva de atunci preconiza că o să urmezi drumul acesta. Al actoriei? Da. Păi am avut o copilărie foarte frumoasă. Chiar foarte frumoasă. Am avut norocul să fiu într-o familie unită, unde părinții au fost tot timpul alături de mine și de fratele meu. Am crescut în Colentina, inima străzii, cu paraziții acolo. Din copilărie, ce pot să-ți mai zic așa, ajungem și la actorie, că e foarte legat, e foarte bună întrebare. Să știi că la mine chiar s-a legat foarte bine și o să spun tot drumul meu așa dacă avem timp. Avem. Nu știu dacă apuci toate alea 12 întrebări, că numai la asta am vreo 45 de minute. Mai taie nimeni, dar le întreb. Facem mai multe serii cu Dumitru, 6 episoade. 6 episoade, de acum încolo 6 săptămâni. Invitat permanent, sezonul 2 cu Dumitru. Da, am crescut în Colentina, am fost dinamovist. Pentru că cumva eram obligat să fiu dinamovist. De zonă? De unul de la mine din bloc. Am înțeles. Care era mult mai bine făcut, să zic așa, ca mine. Și venea, cu cine ții? A hotărât el de azi ții cu dinamo. Dacă nu era dinamo, l-ai bătaie, așa că ce preferai. Până când a început să-mi placă culmea să țin cu dinamo. Și am avut o perioadă când mergeam pe stadion, că așa a început să-mi placă, m-am dus o dată pe stadion și am făcut atmosfera aia super tare. Deci, bă, nu se compară cu uitatul la televizor. Atmosfera aia e genială. După aia am mers în galeria lui Dinamo, că îmi plăcea că nu plăteam bilet. Mă duceam cu o oră mai devreme, dar era mișto toată chestia aia, că făceai, aranjau ăștia, știi, da. Peluza cu galeria, puneau ăștia, no, da, toate, exact, tot ce cântam și așa mai departe. Și îmi dădea o senzație mișto, că te părea că mă implic și eu cumva în meciul ăla, deși făceam mai nimic. Și am avut o perioadă de asta, așa, când mergeam constant pe stadion. Știu că, și cred că mai și la mama, acum, aveam un carnețel, luam autografele jucătorilor după meci. Bine, jucătorii aia de atunci. Vlădoiul, Prunea, da. Cam asta a fost copilăria mea la oraș, cumva, în linii mari, așa.
partea mișto a copilării, cea mai mișto parte de fapt a copilăriei mele e că am avut posibilitatea în vacanțele de vară să merg la bunici la țară. Mm-hmm. Băi, deci acolo este... Și eu am avut norocul acesta. Am prieteni care n-au avut bunici la țară și rămâneau în București și erau tot timpul supărați. Da, da. Plus că rămâi, ce naiba să faci în București la oraș toată viața? Când să bați o minge, domnule? Când să te joci bați ascunse la pastelul? Mai sigur. Așa la țară, băi, e o altă lume acolo. E ceva extraordinar. Deci copilăria aia ți-am zis și cumva m-a și influențat în drumul meu spre actorie treaba asta cu copilăria la țară. Că aveam un televizor, un singur televizor, mare, alb negru, diamant. Bă, tu n-ai copilărie? Acum ce ești bunici, mă? Țin minte, deci am imaginea televizorului ăla, așa cum în minte, era de la de scotei să să reglezi posturile, nu știu de ce, că oricum doar TVR-ul nu prindea, adică altceva, nici măcar TVR-2 n-aveam. Păi și noi aveam o antenă din aia rotundă, așa, știi? Nu, cu nică mea. De-aia normală, practic, da. De-aia pus pe casă. E aluminiu, așa, da, nu de-aia aluminiu. Exact, nu de-astea aia parabolice sau cabluri sau... No. Da, aia pus acolo pe casă, înfiptă și cu aia prindeai TVR-ul. Da. Și aveam... era chestia aia de scotea, numai că se stricase și țin minte și acum că băgase bunicul meu scopitoare acolo ca să stea și să... Da, că oricum nu căutai tu alte posturi. Hai mai aici să nu stea urât. Și butonul de oprit-pornit era neatins, practic că bunicul meu avea strategia lui. Când oprea televizorul, mulgea efectiv din priză, asta era. Când îl băga în priză, mergea. Când nu se mai uita direct așa, bă, dar cu o satisfacție așa incredibilă. Da, dar uite, făcea și economie, făcea de seama că 30% din valoarea unei facturi reprezintă consumul aparatelor care stau în priză. În stand-by, da, zici, nu? Da, așa mult se consumă? Da, 30% din valoarea facturii. Acum, alea probabil consumă și mai mult. Dai seama, acum s-au mai redus costurile, dar alea îți dai seama ce... Da, uite, nu știam treaba asta. Probabil că pe economie sau... Da, a stat el să stea să... Zic cu actoria. Cum așa. Și că aveam un singur televizor, nu se uitau foarte mult la televizor. Adică bunica nu se uita când era viața satului sau la știri, la chestii astea, politică, uneori și așa mai departe. Bunica mea, pe de altă parte, bă, dacă prindea un teatru românesc, o piesă de teatru românească că se difuza sau un film românesc, acolo era, frate. Bă, stătea până de la început, de când prindea, până la sfârșit. Deci eu nu o să niciodată. Era stătea pe pat așa. Bunica mea, ca să ai o imagine a ei așa, era o femeie foarte slăbuță așa și mică de statură. Și avea niște ochelari, uite așa, bă, mare. Aveai senzația că e, nu știu, scofârcită toată la față, dar cu niște ochi de imensi așa, știi? Făcea ochi foarte mari ochelarii aia. Și se așeza în pat, pe marginea patului, avea fuior, cred că îi zice astea, de faci lina pe el, nu? Da, fuior. Și torcea, sau cum se numește procedeul ăla, mă rog, scotea, da, scotea fire de alea de lână, din lână, și o făcea așa, și se uita la televizor. Și până în momentul în care pur și simplu îi cădea capul de somn. Bă, deci o vedeam cum încetinea, că nu mai putea, și după aia deodată o vedeai că ca un avion de la împicat, știi, ju. E, vreau să spun că dacă în momentul ăla voiai să schimbi postul sau oprei televizorul, se trezea. Dacă ai oprit ăla, era ce faci, de ce? Păi dormeai, nu, că ascultam. Da, da. Tot mundul era toată așa. Și cumva de aici a plecat, a fost unul din lucrurile care au dus la asta, pentru că a început, neavând altă variantă și na, copil fiind, nu, te-ai văzut, copiii se pun cam mai târziu, mai ales când sunt în vacanță. Și atunci am început să mă uit și eu cu ea la piese românești și la filme românești. Și ce să vezi, a început să-mi placă. Și după aia urmăream eu, de fiecare dată, când era film românesc sau petru românesc, acolo eram. Hai la mai, că a început... Da, da, exact așa era. Și ne uitam acolo, ca de ăsta cu torsul încă nu m-am apucat. Dar aia cu filmele, da, și cu teatru românesc, da. Și... cred că am fost influențat cumva, știi, de să-mi placă, a început să-mi placă, să apreciez actorii și așa mai departe. Cred că inconștient cumva s-a produs ceva în mine, ăsta a fost unul din declicuri.
Și analizând, că și eu m-am pus întrebarea asta, știi, de multe ori, cum, care au fost factorii de a-mi vrut să fiu actor. Și mi-am dat seama tot din vacanța de la bunici, o altă chestie care mi se pare genială acum, adult fiind, atunci mă conștientizam, vara mă vedeam cu verișorul meu, care e cu 5 ani mai mare ca mine. Și ne jucam o zi întreagă de-a ceva. Ceea ce mi se pare incredibil, deci un exercițiu în sine de actorie, e actorie pură. Deci imaginează-ți că aveam nefăcut, de exemplu ne jucam să zicem, să zic de-a marinarii. Aveam porumbarul lui bunică meu, ăla îl transformam tot timpul în ce voiam noi, în funcție de ce meserie aveam. Vara era și gol, pentru că toamna se umplea. Exact, și bunica mea ne-a lăsat să facem toate prostiile. Și am făcut, aveam amenajat vaporul, bă, dar în detalii. Deci aveam cârma vaporului, aveam etajul 1, etajul 2, în spate aveam sala motoare, aveam schiță pe care o desenasem noi, cum arată motorul, cu bă, toate rahaturile. Și zici că, practic, pentru tine era un joc de rol. Păi da, fără să-mi dau seama. Gândește-te că o zi întreagă asta eram. Mm-hmm. Plecam în cursă, ca marinarii, ne duceam în porumbar. Dacă voiam să plecăm de acolo, din porumbar, dacă ne plictiseam, nu ziceam, băi, gata, hai, nu mai jucăm. Nu, hai să ancorăm într-un port, de exemplu. Da, da, da. Și ne duceam la masă, ne făceam că bem bere, puneam în cărni de alea mare apă și le ciocneam. Dacă ne era somn, trăgeam ca marinari un pui de somn, când ne trezeam, el era marinar. Mi se pare incredibil ăsta ca exercițiu de actorie. Și decizia de a urma drumul actoriei, când a venit? Stai că mai e până acolo. Mai e? Mai e, da. Că au fost, deci astea au fost cumva etapele de la țară care au declanșat niște chestii în mine. Asta cu decizia de a fi actor, știu că sună cumva așa, da, domne, este nebun, toată lumea zice asta, dar la mine chiar așa a fost. Dintotdeauna am dorit asta. Știu că era întrebarea aia pe care nu o suport. Că astea, două întrebări în copilărie. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Și pe cine iubești mai mult, pe mamă sau pe tată? Mamă, deci nu le suport pe astea, întrebările astea mi-au marcat copilărie. Și ajunsesem în etapa aia, în vârsta aia, când toți asta te întrebau. Asta, ce vrei să te faci când o să fii mare? Și eu, mult timp, răspundeam că nu știu și ridicam din numere, așa, știi? Mm-hmm. Până când m-am dus la mama într-o zi și zic, păi mamă, dar eu ce o să mă fac eu când o să fiu mare? Și m-a lămurit mama, a zis, doctor! Te faci doctor, că e o meserie frumoasă, că o câștigi bine, cafea la cafea, țigara la țigară, cum era pe vreme. Și păi am zis, dacă a zis mama că-s doctor, atunci răspund așa, dar nu că aș fi vrut vreo înclinație sau vreo atracție, pur și simplu să scap de întrebarea aia, știi? Da, domne, doctor. După aia a fost și chestia asta cumva influențată, că m-am gândit eu mai bine ce vreau să fiu și cumva aveam pasiunea asta pentru teatru și filmul românesc. Și s-a mai întâmplat un episod foarte mișto, prin anii 90, de data asta la oraș, la bloc. Deci cred că era chiar în anii în anul 90, cred, sau 91, oricum, imediat după Revoluție. Și eram cu aia de la bloc, în spatele blocului, ne jucam noi acolo, și a venit un tip, bine îmbrăcat, la mine și a zis, băi, eu sunt culmea, acum știu cine e atunci, habar n-aveam, eu sunt regizor, mă cheamă Tudor Giurgiu, și eu vreau să te chem la o probă, nu exista noțiunea de casting, la o probă. Și a zis, uite, îți dau un bilețel, îți scriu numele meu pe el și numărul de telefon. Că pe vremea aia n-aveai mobil, n-aveai, era pe fix. Și te duci acasă și spui mamei tale sau tatălui tău să mă sune, să vorbesc cu ei. Imaginează-ți că am plecat de acolo alergând, deci nebun, bucurie maximă. M-am dus direct acasă, tăi când era la serviciu, mama era acasă. Mamă, gata, mă duc, probă, actor, asta, stai mult puțin, stai să vedem ce. Nu, că uite, că m-am întâlnit, că uite, să-l suni, să nu știu ce. Ce stai să vină și tatu de la muncă. A venit, tăi că nu, era și o perioadă dificilă până anii 90, când se presupunea că se fură copii, se duc afară, erau vremuri destul de ciudate. Și tăi că mi-e sceptic, zice, ce mă, cum se duci, unde se duci, te duci, mă, nicăieri, nu știi cine este. Păi nu, că uite că să-l sun, că nu știu ce, insistam, eu insistam și mama și l-a sunat. Dom'le, că nu știu ce, tai că dură așa cum încerca el să fie ca să o protejeze. Dom'le, să știți că eu nu-l las singur nicăieri. Eu dacă e, vin acolo să văd eu. Să zice, da, dom'le, veniți, sigur că e copil, bineînțeles. Și atunci am dat prima mea probă vreodată de actorie, frate. Primul casting. Primul meu casting a fost în grădina Icoanei, dacă se crezi, în parcul ăla de acolo. Țin minte și acum aproba, era pe Mimă.
mi-au dat să fac pescuit, ăsta era cuvântul. Era pentru un film. Cred că film era, da. Film sau emisiune TV ceva, nu știu, că n-am mai trecut la a doua. Am dat și a doua probă, de prima am trecut, dar a doua n-am mai luat, a fost mai complicată aia. Era un pic la next level pentru mine la momentul respectiv. Da, și asta iarăși a fost un lucru care a contat, știi? Că cumva mi-a stârnit și mai mult pasiunea asta. Plus că am simțit încurajat că trecusem de prima probă, de prima etapă. Și cumva se dezvolta și mai mult în mine dorința asta arzătoare de a fi actor. Și după aia am decis eu că dacă mă mai întreabă cineva ce vreau să fiu când o să fiu mare, o să zic că eu vreau să fiu actor. Și așa am ținut-o, nu m-am mai răzgândit. Eu n-am vrut să fiu pilot, șofer, cum voiau toți copiii, nu. Eu am avut odată asta cu doctorul, că așa a zis mama. Și după aia asta cu actoria pe care am ținut-o langa, așa, tot timpul. Și zic, cum te-ai hotărât să dai la actorie? Păi, după aia, deci după ce s-au întâmplat lucrurile astea, le-am tot spus alor mei, băi, eu vreau la actorie, eu sunt actor, am avut super mare noroc, ai mei m-au susținut. Mi-au zis, bă, odată n-au zis, dar ce actor, dar ce să faci tu, dar ce e aia, dar nu, mor de foame, bă, nimic, m-au susținut în toate rahaturile. În tot ce am vrut eu să fac referitor de actorie, da, mamă, du-te, da, cum sunt? Și după liceu ai dat examen? După liceu, pentru că eu nu știu că există liceu de actorie în Lipatești. Da, eu nu știam treaba asta. Dar eu și am făcut muzica acolo la Lipatești și știam și am făcut liceu de actorie. Eu n-am știut. Eu am făcut liceu, zic sincer, nu m-a interesat ce liceu să-l fac, că eu voiam să ajung la facultate, că știam că doar facultatea e de teatru și acolo am vrut să ajung. De-aia am făcut liceu industrial. Nu am învățat niciun căcat de acolo, ăsta de niște oribil. Sunt electrician montator cu diplomă, în schimb. Dar eu dacă schimb unde și tu la fel? Deci dacă ai nevoie să schimbi un să nu mă chem. Mai rău să-l stric. Cum a fost examenul de admitere? Stai că mai e până acum. Am zis că n-am pus să treci de întrebarea asta. Stai că până să ajung la admitere s-au mai întâmplat niște episoade. Da, a fost așa. Eram prin clasa 7-a și era un post local de televiziune, Supernova se numea. Se prindea mai pe București. Și ăștia aveau tot felul de emisiuni cu concursuri. Și mă prinsesem eu, iarăși n-aveam telefon mobil, și mă prinsesem eu că dacă în momentul când mă uit la emisiune, prezentatorul zice urmează concurs, e când ăla a zis urmează, tu te-a pus să suni, că ești primul. Și prindeam, știi cum, de s-au săturat aia, mi-i chideau la un moment dat. Bă, câștigam concurs după concurs, concurs. Nu conta, am luat, cred că am avut șamponul un an de zile, nu-ți exagerez. Casete audio, că pe vremea aia erau cu casete audio. Bă, toate rahaturile am avut, câștigam tot. Și la un moment dat avea o emisiune foarte șmecheră care se numea O duci cu vorba. Și acum mi se pare genial proiectul ăla, nu știu de ce nu s-a dus mai departe. Emisiunea era prezentată de Walter Dionise, dacă nu mă înșel, care e muzician, o tipă Mădălina Ciobanu și de Cristi Martin, care atunci era Iacob. Cred că pe Cristi îl știi, da. E actor. Și iarăși a fost o chestie de a influența destinul meu, ca să vezi oamenii potriviți la momentele potrivite, cât de mult înseamnă. Am câștigat o emisiune la ei, am fost invitat în următoarea emisiune și din vorbă în vorbă, Cristi m-a întrebat ce vreau să fiu, când o să fiu mare. Câte ani aveai atunci? Păi până 97 eram în clasa 7, deci vreau 13 ani, 14 ani, pe acolo. Și mi-am zis că actor și zicea, super tare, zice, dar acum ești un pic mic, uite, îți recomand să mergi în școala de arte, dar sună-mă în clasa 11-12. Așa, și după aia te îndrumi eu să te duci, uite, eu am făcut școala de arte cu doamna Petronela Tegu Lazar și îți recomand eu atunci. Bă, am ținut mic. Am terminat general, am ajuns în clasa 11, am sunat pe om. Nu mai știu dacă mă știa sau nu. Stai seama, trecut. Câți oameni o fi văzut el care vreau să facă actor? Cert este că i-am spus cine sunt, i-am reamintit și a zis omul, da, ok, uite, poți să te duci în școala de artă, du-te și înscrie-te. M-am dus, m-am înscris, acolo îmi zice, păi aveți nevoie de repertoriu. Ce e repertoriu? De unde le iau? Da. Ce înseamnă? Zice, păi trebuie să pregătiți o poezie, știți o poezie? Nu.
Zic, da, știu, dar și de-astea, luceafărul un pic acolo, ce mai codurile, codruțurile, ce mai faci drăguțurile, de-astea de mă învățau la școală. Zice, o fabulă și un monolog. Pa, de unde le iau pe asta? Ai mei n-aveau treabă cu teatru să-mi zică, bă, vezi că uite, poți să iei monologul ăla. Da, au mers ei la teatru, dar nu se pricepeau oamenii și să mă îndrume, știi, la repertoriu. Și l-am sunat iar pe ăsta, pe Cristi. Zic, bă, nene, m-am dus la oamenii acolo, m-am înscris, am pus dosarul, trebuie să dau examen. Zice, dar au văzut și tu ce au zis nebune. Monolog, de unde ai monolog? Ce monolog? Cu poezie, de unde ai poezie? Și ăsta, stai că aici am așteptat pe chemi, că am zis de poezie și mi-a dat o poezie foarte bună. Mi-a dat în jurul unui divorț, pe asta de la el. Mișu, aia, el mi-a dat-o pe aia, a fost bună. Și i-am cerut lui Cristi o părere de monolog, fabulă nu mai știu cum mi-a dat, dar mi-a dat monolog Spiridon. Mm-hmm. Simplu, clasic. Da. Și zic, bun, perfect, din Caragiale. Mă duc la mama, aveți noi Caragiale în casă? N-avem. Bine, dăm bani, mă duc să cumpăr de la anticariat. M-am dus la anticariat la universitate, bă, nu știu, în ziua aia cum s-au prodit lucrurile, găseam numai ediții de alea de colecție, mă, mâncați liberatoare. Aia costau enorm și n-aveam atâția. Și iarăși, ca să vezi un potrivit la momentul potrivit, eram cu fratele și căutam o carte ieftină cu Caragiale și vine o doamnă lângă mine. Zice, ce faci? Zic, uitați, caut și eu Caragiale, Noapte Furtunoasă, zică, zice, dar de ce? Păi că vreau să dau la teatru, la... Vrei să fii actor? Da. Hai cu mine. Și m-a luat de mânuță, am mers la anticariatul ăla și s-a rugat de vânzător să ne dea cartea doar ca să facem xerox monologului și făcă ce înapoi. Da, doamna Dorința Kraus, iarăși, o doamnă extraordinară, care a fost omul potrivit. Și dacă se uită, o salut, dacă se uită la emisiune. Salută, să rămână, vă mulțumesc din suflet. Există oameni ca dumneavoastră. Da, da, foarte, o doamnă senzațională. Băi, și de o bunătate incredibilă. Și cu ajutorul ei am obținut monologul pentru admitere la școala de art. E, acum le-am luat-o, dar ce fac cu ele? Deci aveam poezia, fabulă numai cea că am avut sau cred că am sărit peste. Știu sigur de poezie și de monolog, că le aveam. Hai să le învăț. S-a dus fratele tău acasă, cum știa că se face la ore, pentru mine învățați poezia cu tare, deci prost, pe nu fac eu, dă-i și le-am tocit. Așa, așa, le turuiam pur și simplu. Să-i seama dacă mă duceam așa acolo, picam cu briu. Și iarăși, omul potrivit la momentul potrivit. Cu câteva zile, numai câteva zile înainte de admiterea în școala de arte, am văzut în centru vechi un anunț, domne, casting plătit, trebuia să plătești, dar te băgăm, îți facem fișă de casting, te băgăm în baza noastră de date și te și filmăm și îți dăm video, pe casetă de aia, cum se dădea atunci, îți dăm înregistrarea ca să te ajute pe viitor. Și m-am dus acasă, mamă, dă-mi, hai mamă, hai, ia și du-te. M-am dus acolo, aici am cunoscut un regizor, din păcate nu mai știu numele lui, știu că e unul blond și avea un nume de ăsta, gen german, așa. Nu mai știu exact. În fine, dar și omul era blond și avea un nume și german. Așa, exact. Să-i spunem german. Și iarăși a avut o influență, pentru că eu m-am dus să-l porni camera, prima dată m-am zis, dansez, am lansat cum am putut, zice, o poezie, știi? Cum să vezi nebun? Jurul unui divorț. Perfect. Dă ăsta regla cameră. Hai. Mișu, te popesc cum vreau să divorțeze. Bă, n-am respirat toată poezia aia, n-am tras aer. Înțelegi? Și l-a șocat așa. Zice, nu, stai puțin. Zice, dar nu, stai, hai să o luăm ușor. Aia a fost prima mea lecție de actorie. Deci omul a stat, cred că, 2 ore cu mine să-mi explice cum e treaba. Că nu o zice așa. Că trebuie să gândești ce spui. Că trebuie să... vezi lucrurile alea și m-a luat ușor. Deci cine vrea să divorțeze? Mișu Stepopescu. Perfect. Asta, deci Mișu Stepopescu. Ce vrea să facă? Să divorțeze. Bun. Mișu Stepopescu vrea să... Băi, a depis... A luat fiecare propoziție, fiecare cuvânt și mi l-a explicat pe dat. E, și cu astea m-am dus după aia, cum mai scurtez, că nu... Cred că avem 40 minute. Dacă ai intrat cu copilăria și tu am avut o copilărie lungă. Și după aia m-am dus în școala de arte, în școala de arte am apucat să zic, atât am zis, Mișu Stepopescu vrea și când să zic să divorțeze, doamna Petronela Tegulează, care părea cea mai adreacă femeie din lume când am văzut-o atunci, nu e deloc așa, dar așa părea, a zis, da, pe un ton de ăsta, mulțumesc,
am picat. N-am intrat. Zic, domnule, haideți că știu și monolog, nu vreți să vă mai zic? Nu, e suficient. Zic, dar haideți măcar să termin poezia. Nu, vezi dacă mai e cineva afară. Mamă, și am plecat de acolo să rămână, doamnă, nu știu ce, și când să plec, s-a uitat la mine cumva așa și am văzut-o zâmbind. Și asta mi-a dat cumva speranță. Zic, poate n-a fost chiar atât de prost dacă a zâmbit la final, știi? Și după aia am intrat în școala de arte, în școala de arte practic am avut iarăși o evoluție cumva, pentru că m-am învățat cam ce am învățat și în facultate, în 2 ani de zile. Și după aia a urmat facultatea, am ținut morții și să dau la un ATC prima dată și am ajuns până la ultima probă, până la monolog. Și după aia am picat și am zis, pe dar nu mă duc eu la Spiru. Dacă aici am ajuns până în ultima, acolo mă duc așa, ești nebun, îi fac pe degete. Adică am avut o super mare încredere în mine și asta a contat, că m-am dus cu încrederea aia de plină în mine. Cam și luat la... atunci când am dat admiterea. I-a plăcut doamnei Lucia Mureșan, Dumnezeu să ierte, un om extraordinar, i-a plăcut mult de mine și cumva când am spus, aveam o poezie care era, nu știu cum se numește, al Brumar, parcă dacă țin bine minte, și începea așa, spune drept, ce chiloței? Blue Gendarme sau Galben Pai? Știi, asta era începutul. Și eu nu știu ce mi-a venit mie în cap să mă uit la doamna Lucia Mureșan și să o întreb lucrul ăsta, care e o doamnă, atelier enciclopedii românești și totuși era ea toată așa o doamnă. Și i-am spus și ei a plăcut culmea super, super mult de mine, m-a felicitat după aia. Avea ochii tot timpul, eu tot timpul mai zis, ochii de mamă. Băi, de o căldură deja, că aia, când, și acum ți-am minte, mi-a luat mâna așa și cu ochii aia și zâmbetul ăla, putea să facă orice din mine. Deci e genială din punctul ăsta de vedere. Și am intrat, după aia am zis că stai un puțin, că dacă sunt așa de bun, mai dau și la anul la un ATC. Și m-am dus să-mi retrag dosarul de la Spiru și nu mai știu cine mi-a zis, doamna Anca Iorga sau nu mai știu cine era pe acolo. Și mi-a zis, vrei să te retragi, dar nu ne-ar părea rău să pleci. Zice, uite, doamna decan, îți dăm dosarul, dar doamna decan să vrea să vorbească cu tine. Zice, vină mâine că e doamna decan aici. Mamă, deja mă simțeam prost că plec, știi? Și zic, ce să-i zic, că nu pot să-i zic acum, oamenii ăștia m-au întâmpinat cu brațele deschise și eu să le zic, mă duc să mai dau la un ATC și dacă pic și la anul, vin aici. Și m-am dus, m-am gândit eu toată noaptea, zic, asta că-i zic că n-am bani să continui. Și m-am dus, a venit Lucia Mureșan la fel cu privirea aia, deci m-a omorât atunci. Bă, deci am plecat de acolo plângând, îți jur. Și mi-a zis că îi pare rău, că i-a plăcut foarte mult de mine și că speră ca măcar să ne întâlnim pe viitor, într-o formă sau alta. Și că eu dacă vreau, dacă nu am bani, eu pot să vin la cursuri fără niciun fel de problemă, să asist la cursurile ei. Băi, deci, ce să zic, un om extraordinar. M-am dus ca prostul la un ATC, am picat din prima, a doua oară și am zis, bă, mă întorc la Spiru Haret. Doamna Lucia, când a văzut iarăși același zâmbet, aceeași privire, îți mulțumesc că te-ai întors, mă bucur că ai revenit. Bă, da, bine, nu știa că... Na. Și după aia, mă rog, ea vrea foarte tare să fiu în clasa ei, Rădescu a zis că și el vrea în clasa lui și nu știu cum s-au înțeles ei pe acolo și m-a luat Rădescu. Și în anul 4 plecase cineva de la Lucia Mureșan și nu mai avea cum să facă piesa de licență. Pătrața chiar. Și a venit la mine doamna Lucia și a zis dacă vreau să se cadă, cum să nu. Și tot așa, cu aceeași privire, cu gestul ăla ei, dezlua mâna aia, mâna ei caldă și a zis, mă bucur că în sfârșit lucrăm împreună. Bă, m-a rupt în două. Da, a fost o femeie deosebită. Da, chiar da. Și o bunătate, da, un suflet, exact, îi simțeai energia pozitivă, deci asta... Și puneai în tot ce faci, da. Și cam așa, ăsta a fost până la facultate, am mai scurtat din ele, să știi că eu... Da. Mai aveam mult. Cum a fost după ce ai terminat facultatea? După ce am terminat facultatea, eu... Ce-ți imagineai tu și
ce s-a întâmplat de fapt. Sau a existat o potrivire a speranțelor cu realitatea din teren? Cumva a existat, în sensul că nu îmi propusesem neapărat ceva și aveam... Deci eu am terminat în 2007 facultate. Și eu din 2003 începusem cu stand-up, să fac stand-up. Din 2003 început? Da, da. Și din timpul facultății, din primul an. Și atunci cumva eram undeva, adică nu eram nicăieri, hai de unde o apuc. Aveam oarecum drumul ăsta. După facultate am mai prins, cred că la un an de zile după ce am terminat facultatea, am mai prins un serial pe Canal D. Și au tot mers lucrurile așa, ba cu stand-up, după aia am mai făcut teatru și s-au legat. Au fost și perioade moarte când n-aveam nimic, dar au fost și perioade foarte bune, ca în orice domeniu, probabil. Și cu stand-up, cum ai început? Și aici e o poveste extraordinară, că eram la facultate și a venit Tache Florescu, dacă nu mă înșel, actorul Tache Florescu, care se ocupa de ceainăria Deco. Și ceainăria Deco, de fapt, actorul Radu Gheorghe, întors din America, a pornit proiectul de stand-up comedy, workshop de stand-up comedy la Cafe Deco, care era la Dan Chișu. Dan Chișu, din ce am înțeles eu, a zis, bă, eu oricum vreau să închid ceainăria asta, dar eu plec în jurul lumii, te las pe tine să-ți faci tu de cap aici, i-a zis bă, Radu Gheorghe, și când mă întorc, dacă funcționează, o mai țin, dacă nu o închid. Și au pus ei anunț în 7 serii, B24, fan, chestii de alea, că dacă ești amuzant, vino, tralala, lululul, dar probabil că nu s-au prezentat mulți. Și Tache Florescu, care era un fel de manager sau nu știu ce era la Cafe Deco, a venit la facultate. Probabil că îl și știa pe Vlad Rădescu, pe profesorul meu, și i-a zis, băi, uite așa, ne-a prezentat despre ce e vorba, dacă credeți că sunteți amuzant, dacă știți o glumă bună, bla, bla, bla. Proful ne-a trimis pe toți, știi, ca, bă, mergeți că ce să pierdeți. Și ne-am dus toată clasa în Deco, habar n-aveam la ce mă duc, știam doar noțiunea de workshop, de stand-up n-auzisem în viața mea, nu văzusem în viața mea, știam workshop. Și pentru mine workshop-ul era din teatru cumva un termen, că acolo îl întâlnisem pe vremea aia. Și știam că dacă e de workshop, ăștia la workshop la teatru te mai pun să te mai cață, să mai faci mișcări, să te tăvălești, să te nu știu ce. Și când m-am dus la stand-up comedy, la workshop-ul de stand-up, m-am luat frumos ghiozdănel, aveam expadrile, aveam pantalon de aia, să nu stau să mă tăvălesc în ăștia buni. Aveam helancă, cum aveam și la facultate. Da. E, n-a fost cazul, a fost șoc după șoc, practic. Când m-am dus acolo și, mă rog, am cunoscut pe domnul Radu Gheorghe, mi-a povestit el că, domne, ce vreau de la voi e să vă urcați pe scenă, care scenă? Erau două lăzi de bere întoarse. În fața microfonului să spuneți o chestie amuzantă din viața voastră, chestie scurtă și amuzantă. Atunci, nepregătit de nicăieri, ia, ce să zici, de unde, ce? Și a fost, după aia a fost iară șocul că m-am urcat pe lăzile alea de bere și a fost prima dată când mi-am auzit vocea în boxe și aveam senzația că nu-i vocea mea. Nu știu dacă ai trecut prin asta, dar ai senzația că nu ești tu prima dată, că se aude diferit, că tu cu urechea internă te auzi cumva, dar de fapt vocea ta e altfel, da. Și a fost iarăși un șoc. Am zis eu o povestioară de asta de familie, cumva. Adică era genul ăla, probabil că toate familiile au astea, o povestioară de o zici, bă, ce-a făcut nu știu care și tot să păi de râs. Dar, vezi, eu nu aveam unde să știu că, bă, am găia să păi de râs, că cunosc personajele, cunosc situația. Eu dacă m-am dus acolo și am zis, bă, să vedeți ce am făcut eu când eram mic, asta am făcut. Și tu ziceam, ce? Așa. Da, exact, și? Nimic. Și am urcat acolo niște, cred că două săptămâni a durat workshop-ul și eram așa din ce în ce mai puțin. Toți veneau, urcau o dată de două și eram, cred că după două săptămâni eram, de unde eram la început, să zic vreo 40-50, cred că mai eram vreo 10-15 speriați. La primul așa zis spectacol. Și primul așa zis spectacol a fost așa. Lăzile de bere, microfonul, publicul, noi eram ăștia 15 plus Radu Gheorghe, în sală doi oameni, atâta erau, doi oameni care nu erau pentru stand-up, nu știa nimeni de la stand-up. Veniseră și ei, erau un el și o iar, veniseră să bea un ceai, liniștit, pe relax. S-au trezit niște handicapați să se urce pe lăzile alea, să înceapă să vorbească ei, mai fără perdea, mai... Bă, când s-a auzit, zic, bagi bip sau vrei să, că nu știu cum e la tine.
Zic, da. Bă, când s-a auzit prima știi cum am văzut cum a plecat mâna lui ăla cu nota. Deci în secunda 2 au plecat și am făcut primul spectacol între ghilimele al nostru cu sala goală, noi între noi. Și a urmat, făceam în fiecare sâmbătă, sau în fiecare vineri și sâmbătă, nu mai știu, gen de antrenament, până se toarcă chișul din jurul lumii, că a durat și la el, să vezi toată lumea, da, nu dai seama. Și am tot făcut acolo, după aia au început să mai vină ușor, ușor niște oameni pe acolo, pe în sală, să se mai numerească. Și aveam, neavând exemple, nu știam de unde să apuc, nu știam ce să fac, nu știam ce e amuzant, ce ar trebui, unde să mă duc. Subiecte și cum, ce să fac eu pe scenă, asta mi-era greu, că în teatru mă învățau că trebuie să ai un personaj și aici trebuie să fii tu. Și eram confuz cum să fiu eu, dar trebuie să fiu și personaj, că sunt și actor și ce să fac. Am trecut prin multe etape, m-am dus îmbrăcat în ie tradițională, am zis, da, așa trebuie să fie. Mă duc și fac eu personaj, că sunt țăran și n-am prins deloc, că nu, asta era stand-up. Dar n-aveam de unde să știu. Și am avut evoluția, a fost așa, dă-i, după care am avut iarăși un spectacol și am avut vreo 5 minuțele, mamă, deci a fost, știi cum, am simțit pur și simplu că mă ridic de la pământ, așa, știi? Când am avut alea 5 minute, am fost cel mai mândru om din lume, cel mai fericit om, am dus acasă pe jos până în Colentina și radiam de frumusețe, de fericire, de frumusețe oricum, exact ca, uite, se vede și în poză. Și după aia, următoarea săptămână m-am dus și am încercat să reproduc. Dar vezi, dacă nu stăpânești, n-ai ce să reproduci. Că n-aveam niciun instinct să zici că o faci din instinct, că nu mai făcuse nimic. Mi-a ieșit pur și simplu. A doua oară când m-am dus și am încercat să reproduc, nimic. Te-ai întors până în curând, tot pe jos. Da. Tot pe jos, pe rând. Dar supărare. Fai de mine, știi când, bă, tu știi ce nasol e, că te ridică exact așa, te duci sus de tot și ai senzația că ești acolo cu Dumnezeu, ca să zic așa. Dacă ți iese prost, fai de mine, ce ai senzația că ești ultimul om, că nu meriți nimic, că nu meriți să trăiești, efectiv. Și așa au fost fluctuațiile. Și aveam o săptămână când prindeam și zic, gata, săptămâna viitoare îi rup. Mă duceam săptămâna viitoare, era prost, mă duceam pe jos acasă și ziceam, lasă că mă mai duc data viitoare, ca să iau capul experiență, și după data viitoare, gata, mă opresc. Și culmea, data viitoare mi-eșea bine, hai că mă mai duc săptămâna viitoare, mi-eșea prost și a fost așa, unde stai așa, sus, jos, până când am înțeles și eu, m-am putut să fiu degajat pe scenă și am putut să am și o lejeritate și să fiu eu pe scenă, să nu fiu personajul pe scenă. Da, a fost o evoluție interesantă. Câți ani sau cât timp a durat această... Uite, a fost... Electrocardiogram. Da, exact așa a fost, da. Stai să mă gândesc. Cred că până... Deci a fost așa, în 2003 până în 2005 am făcut această incursiune, sau cum se numește, sus-jos. În 2005, mă rog, am avut eu o problemă de familie, că s-a îmbolnăvit taică-miu și, na, din păcate, s-a dus într-o lume mai bună, sper, și m-am oprit să mai fac stand-up, că n-am simțit că nu mai pot. După aia, la facultate, Cătălin Iliescu, că știi pe Cătălin, încerca să facă stand-up comedy și doar cumva pe mine mă știa, care avusese în contact cu lumea asta și trăgea de mine, ha, mă, să facem, bă, Dumiturile, bă, haide, bă, cum e el, așa? Da. Salut, Cătălin! Salut, Cătălin! Nu l-am mai văzut de mult. Și am cedat și zic, bine, mă, hai că mai facem, dar unde facem? Că nu mai mergem în deco. Lasă, bă, Dumitru, că vorbesc eu la club, bă, bă. Bine, a vorbit el la club, bă. Deci pregătise și eu vreo 5 minute de material, mi-am pregătit și eu 5 minute de material, dar la fel, în cap meu era, bă, fac spectacolul ăsta cu Cătălin, că a insistat el și pe gata, n-o să mai fac. Și m-am dus, a fost foarte bine, a ieșit un spectacol foarte bun și iar mi-a intrat microbul ăla, de vreau să fac. Și am format a doua trupă cu Cătălin și cu Claudiu Constantin, a doua trupă de stand-up din România, Comedy Now se numea. Am mers o perioadă așa, după aia Bobo
Bobonete a plecat din Deco și m-a sunat, i-a sunat pe mai mulți, printre care și pe mine și pe Bordea și pe Tibi Neurono, să facem o trupă separat. Și am zis, ok, eu sunt deja într-o trupă, dar hai, nu stric. Și m-am băgat, am făcut trupa Showtime și am mers o perioadă așa de... Eu eram singurul comediant în două trupe. Și era foarte ciudat că practic eu făceam concurență mie cumva. Adică mă duceam săptămâna asta în Brașov cu trupa Showtime. Următoarea săptămână referam eu cu alți doi, dar cu Camedina. Era o altă trupă. Și am mers o perioadă așa până când am zis, bă, nu mai pot să merg așa, că mi se părea că nu mai, și nici ăștia colegii de trupă nu mai acceptau asta, bă, pe ce facem. Da, ori acolo, ori acolo, și am ales, mi s-a părut mie în momentul respectiv că e mai bine să rămân în Showtime. Nu regret decizia, dar îmi pare rău că n-am mai continuat Iliescu. Adică că la un moment dat s-a oprit. Da, el nu mai face stand-up? Din ce știu, n-am mai făcut de mult. Adică nu, sper să nu greșesc, dar n-am mai văzut. Da, știu că îi plăcea și era aplicat și cu energie. Da. Și au fost niște vremuri foarte mișto în perioada aia și cu ei. Foarte, amintiri foarte mișto. Mai țin minte că am cântat eu odată ori după voi, ori înaintea voastră. Tot în cluba? Nu în cluba, undeva pe la galeriile de art Orizont. Știu, la pizzeria aia, da, știu, ăla la subsol undeva. Îndomotabrei, nu? Nu, la... Pe unde? Orizontul nu e Îndomotabrei? Galeriile Orizont nu sunt acolo la... pe Magheru? Sau cum? Dar nu știu că așa se numesc, Orizont? Nu știu, știu că era ceva cu Orizont Îndomotabrei. Știu ce zici, la Downtown. Undeva la Romană, da, în spate. Dar uite, nu mai știam asta. La niște ani de zile. Băi, acolo mi s-a întâmplat o chestie iarăși emoționantă. Când am avut unul din spectacolele de acolo, am intrat și era o tipă la intrare și zice, uite, ți-a lăsat cineva o scrisoare. Eu am crezut că mai la Caterinca, da, mă, bine, cine mi-a scris ea, de unde mi-a scris? Zice, nu, chiar a venit cineva și m-a rugat să-ți dau asta înainte de show. Înainte de show, da. Zice, mă, Natan, ce? Eu am crezut că îi pune la cale vreo glumă, vreo de-astea, știi? Și m-am dus frumos, am spus, erau două hârtii și scrisoarea era de la un tată care mi-a spus că mă urmărea de niște ani de zile și că îi place felul meu de a face stand-up și mi-a scris că unde, prin ce locații mă urmărea, unde a văzut spectacole cu mine și că are un mare necaz acum că copilul lui s-a îmbolnăvit și undeva în Italia și că din păcate a murit copilul lui și trebuie să-l aducă în țară și nu are niciun fel de bani și scria că dacă mă poți ajuta cu oricât vrei tu, eu sunt afară, nu-mi permit să intru la spectacol și nici nu am starea necesară să intru la spectacol, dacă nu, nu e nicio problemă, voi înțelege. Deci în momentul ăla gândește că mi-a căzut tot cerul în cap și eram cu fratii meu și cu Fulvio și m-am dus la ei, am arătat scrisoarea și am zis, bă, vreți, putem să-i dăm niște bani? Și am zis, toți trei, da, mă, cum să nu, îi dăm și am dat o parte bună din ce am câștigat în seara aia. M-am dus afară să-l întâlnesc. Mi-am luat cumva și o măsură de precauție, că mai sunt tot felul de scroi. Da, și zic, hai să văd că, zic, cât de bun poate să fie să mă păcălească, ca actor fiind și eu. Și m-am dus, am încercat să-i pun niște întrebări așa, și să n-arăt că sunt emoționat, deși eram emoționat, să-i pun niște întrebări să aflu dacă e sau nu, dacă se dă de gol într-un fel. Și în momentul în care a început să-i tremure bărbia când vorbea de copil și să plângă, în momentul ăla am zis, bă, dacă m-ai păcălit, e cel mai jumătate, mergi toți bani. Și i-am dat după spectacol, i-am neașteptat omul acolo și i-am dat banii. A zis că plângând, a început să plângă și a zis, ți-i dau, uite, până în luna cu tare, ți-i dau înapoi, promit, uite, ai numărul meu. Te sun și îți promit eu că îți dau banii înapoi și îți dai seama că nu e necesar, nu de-aia ți-am dat, sper să fie de ajutor. A fost un episod așa...
Cum a influențat asta show din seara respectivă? Nu l-a influențat. Nu. Am reușit, am mai avut momente de astea și am reușit cumva, având școala de teatru în spate, am reușit cumva să înțeleg că acolo trebuie să fac ce vor oamenii, că de-aia au venit și n-am nicio vină că mi se întâmplă mie lucruri. Și eu cred că am dus spectacolul cu bine atunci, deși aveam emoțional, eram afectat. Și mi s-a mai întâmplat așa, tot când am primit vestea, de exemplu, că bunica mea a murit, urma să pe scenă, m-am întărit și pur și simplu cumva încerc acolo când sunt pe scenă să nu țin cont. E transa ca la teatru, dacă vrei. Când ești pe scenă ai văzut și dacă, nu știu, te lovești la picior, nu te doare în momentul ăla, că tu ești într-o transă, tu ești băgat acolo. Și cam așa funcționează și în stand-up. Ești, dacă intri acolo și ești implicat 100%, restul nu mai există. Până când cobori. Când cobori, revii cu picioarele pe pământ. Da, la realitatea asta. Care uneori e crudă. Ai superstiții înainte de spectacol? Am avut superstiții, nu mai am acum înainte de spectacol, dar am avut, deci gândește-te când m-am apucat cu Iliescu și cu Claudiu, cu Constantin, aveam eu în capul meu că toată magia mea, ca să zic așa, stătea în sacou. Nu știu de ce, am avut, că așa se creează tot felul de... Am avut unul, două, trei spectacole bune cu sacou pe mine și am zis, a, e, mă, ești nebun. Și a fost suficient să fie unul fără sacou prost, că am zis, e clar. De la sacou. Ăla e. Și gândește-te că eram, de râdeam și ăștia de mine, bă, era vară. Era cu gândură. Ăștia în pantalon scurt, măi, că scurtă venea Dumitru, cu tricou pe dedesubt și cu sacou peste. Ești nebun, o transpiram, zice că scota biță în vremurile bune. Da, asta a fost, dar nu mai am, după aia mi-am dat seama că e prostie. Iar ca superstiție de viața de zi cu zi, dar nu pot să zic că e ceva la care țin extrem de tare, mi-a rămas aia din copilărie cu pisica neagră. Să mă dau trei pași în spate. Și să scui. Și să scui, da, de trei ori. E dubios uneori că îmi dau seama că oamenii se uită ciudat la mine pe stradă, un bărbat de 40 de ani se dă în spate și pare că... Cred că și eu aș vedea. Bă, dar dacă așa funcționez eu, ce tare. Ce tare să... Da, mi-aduc aminte că era întipărită destul de bine în mentalul ăsta colectiv. Te dai trei pași în spate, scripi. Da. Era mai mult atunci, dar... De... Nu prea mai văzut, am de bine, poate nici pisici negri nu vezi că îmi fac de așa. Sau vopsi și el, asta e seama, că își permit. S-au transformat în albe, să nu mai pățească asta. Îți dai seama și pisica aia ce ciudat e pentru ea. Păi ce are mâinile astea? Toți care mă văd se dau trei pași în spate, ieși în scuipă. Ce vezi, mă, ce v-am făcut, mâine? Da. E vreun mod anume în care te pregătești înainte... fizic, mental, înainte de show? Da, am emoții în continuare și încerc cumva să-mi păstrez o energie și să o țin sub control ca să urc cu energie. Îmi place să fiu înainte să urc eu, dacă sunt alți colegi de mine, îmi place să fiu în sală, că mă încarc cu energia aia efectiv. Beau vreo două cafele, cam așa, ca să am, depinde de cât de obosit sunt, uneori dacă sunt prea obosit să am energie aia, nu vreau să o mimez, știi? Și atunci prefer cumva să beau două cafele, să am energie, să o capăt. Și niște whisky, că na, dă curaj așa. Să amorțești un pic acolo, să poți să zici ce vrei tu. De curaj. De curaj, da. Ai simțit vreodată că meseria ți afectează viața personală? Bună întrebare. Am simțit că n-am fost înțeles. Că nu mi s-a înțeles meseria. Adică am avut reproșuri de astea, că tu ce faci toată ziua? Dar ce faci tu? Stai și faci ce faci tu. Păi mă, că nu e așa, că uite, că e muncă în spate, că uite, că eu ca să am un spectacol bun, trebuie să scriu material, trebuie să mă documentez, trebuie să aia. Nu e atât de simplu și am avut multe situații când oamenii n-au înțeles. Nici bunica mea, Dumnezeu să ierte, când mi-am spus că eram la liceu și m-a întrebat unde dau, i-am zis că la teatru. Și am spus, și ce ești de acolo? Actor. Oh. Păi ce faci mai cu actor? Spui poezie, așa?
Nu, mama, e, nu, du-te și fă o meserie, mama. Într-un fel aș știu ce aș știut, că e greu pe vremurile astea. Dar da, am simțit că sunt neînțeles asta și în viața personală. Din păcate. Nu știu, dar cred că am mai zis-o, nu știu, sau că când a întrebat mama unei prietene, Gabi, cu ce se ocupă? E la facultate. Unde? La teatru. În altă parte, în loc. Asta zic că sunt. Și e ca și pe internet de altfel, știi, de-astea, de, mai sunt, acum a văd că am mai dispărut, dar era o modă la un moment dat cu comentariile alea cu du-te bă la muncă! Da, da, da. Oamenii nu înțeleg că bă, ce face, mă, e o muncă. E o muncă artistică, e un fel de muncă. Dacă n-am un șef, și nu am 8 ore program în fiecare zi, nu înseamnă că nu muncesc. Da, dar nu înseamnă că stai doar 8 ore. Păi, da, exact. Și eu... Repetiții. Și e mult mai solicitantă, pentru că oamenii nu înțeleg asta. Tu, în momentul în care joci într-o piesă de teatru, ești un personaj, te consumi probabil de vreo 100 de ori mai mult decât se consumă el într-o săptămână la muncă, la locul de muncă. Sunt niște trăiri, sunt... Na, în fine. Da, nu știu. O să înțeleg. Îmi pare rău că sunt și oameni care... superficial, dar sunt și oameni care respectă. Asta vreau să zic. Sunt și oameni pe de altă parte care știu ce e actoria, ce presupune, știu ce înseamnă piesă de teatru. Sunt și mulți oameni de genul ăsta, da, spre bucuria mea. Da. Nu există doar ăștia. Du-te bă la bun! Ce crezi că face diferența între un actor bun și un actor slab? Teoria mea, nu știu dacă se aplică la modul general. Uite, actorul meu preferat este român, este și va rămâne Anza Pelea. De ce? Pentru că Anza Pelea a putut să nu fie același Anza Pelea în toate filmele și dacă te uiți la Atunci am condamnat pe toți la moarte și după aia la Neamărim sau invers, o să vezi personaje total diferite. Și pe comedie și pe dram. Asta mi se pare că face un actor bun. Te duci și îl vezi în personajul respectiv și dacă te mai duci să vezi un alt personaj cu el, e total diferit. Nu am nimic împotriva actorilor care merg pe personajul lor și duc personajul lor în toate piesele. E o strategie foarte bună pentru că ești foarte natural. Dar mi se pare că pentru a putea spune că ești un actor mare, poți să faci și, trebuie să faci și dramă și comedie și să fie diferit. Să poți să zici, bă, l-am văzut acolo și după aia, frate, nu-mi venea să cred că e tot el. Nu-mi venea să cred că Neamărin e Mihai Viteazu. Ești nebun? Păi cum? Ce nu l-a trădat nimic? Nu poți să zici că, doamne, m-am uitat la ăla și uite, ai văzut atunci am condamnat pe toți la moarte? Zice, nu-i adus. Și pe dramă, de la Neamărin cu unele vericule, să te uiți la ăla. Asta mi se pare. Nu ca... Nu știu dacă e bine să zic, dar o să zic, să fiu un pic rău. Nu ca Sergiu Nicolaescu. Era Sergiu Nicolaescu la fel, n-avea niciun fel de expresie pe niciun personaj. Bă, n-am văzut și o sprânceană ridicată la omul ăla în viața mea, niciun fel. Da, da. Ce faceți mă cu prostiile astea? Dacă am putea noi da timpul înapoi și sau ai putea să-i trimiți înregistrarea asta lui Cristi Dumitru de acum, de la facultate, să zicem. Ok. Înainte de admitere. Înainte de admitere? Da. Ce îi transmit? Multă baftă. Multă baftă, boss. Depinde unde dădea. Tot la Spiru? Care admitere? Prima sau a doua, ca să știu. Dacă e a doua, postul e mergi la sigur. Multă baftă, aia spune și nu, n-aș, dacă cumva asta era întrebarea, n-a schimbat nimic din viața mea. Absolut nimic. Au fost... cumva ți-am povestit o parte din traseul meu spre actorie și cred că asta trebuia să fac. Universul, destinul, Dumnezeu, oricine ar fi acolo, orice energie, poate că eu, totodată, că mi-am dorit foarte mult și știi cum se spune, că dacă îți dorești foarte mult, se împlinește. De aici și de aici. Da, e foarte adevărat. Viața mea așa a fost tot timpul. Deci tot timpul am întâlnit oamenii potriviți la momentul potrivit. Ce îi sfătuiești pe cei care sunt la început de drum sau care își doresc să fie actor? Seria asta? Actorie, stand-up.
Mama Eva. Nu, mama Eno, luați-vă o meserie serioasă, mă. Insistați, nu vă lăsați, dar nu o faceți pentru bani, nu o faceți pentru faimă. Vă propun să o faceți doar dacă o faceți de aici și de aici. Din minte și din suflet. Din gând și din suflet. Asta e sfătuit. Foarte bun sfatul. La ce întrebare am ajuns? 4-5? Nu, am lăsat într-o doză. Ai fi vrut să-ți pun o întrebare și nu s-a găsit dintre întrebările mele? Aș fi vrut asta, cum faci să fii genial, dar mă rog, lasă. Păi data viitoare. Lăsăm și pentru următorul episod. Hai, zic că ne-am lungit. Da. Unde te găsesc oamenii? Și ce proiecte de viitoare? În mare parte stand-up și pe online. Am dezvoltat foarte mult partea de online. Mă găsiți pe canalul meu de YouTube, Cristian Dumitru Oficial. Pe Facebook Cristian Dumitru, pe Instagram Cristian Barajos Stand-up Comedy, cred. Pe TikTok Cristian Barajos Dumitru. Ce mai era? Ce n-am zis? Facebook am zis, asta am zis. La adresa strada... Speranțe mai... Da. No, mă găsesc pe toate rețelele de socializare, unde încerc să postez tot felul de chestii diferite. Am proiectul cu Ioana, pe care știi, cu Comedy Couple. Salutăm și pe Ioana. Hei, și mai am și proiectul cu Farse pe Bune, pe care l-am reluat acum recent, cu Marius Covache, și tot așa. Și încerc să fac cât mai mult conținut și online, că mi-a lipsit cumva asta. Am fost într-o pauză niște ani de zile și îmi lipsește partea de online. Cristi, mulțumesc frumos! Atât? Gata? Asta a fost o taimă, nu se poate mai multe întrebări. Avea mai stârnit! Mai mult că trebuie să ajung și eu să iau copiii de la școală. Mai mult am răspuns eu decât ai întrebat-o. Da. Asta e care face data viitoare. Mersi mult de tot eu de invitație și mersi mult de tot de tricoul ăsta care mă definește că râd ca un măgar. Puteai să dai și tu măcar mărimea mea, dar în fine, nu contează. Păi mai mic de atât. Trebuia să fac de la pentru copii. Corect. Dragilor, vă mulțumim pentru atenție, urmăriți-l pe Cristi, dacă v-a plăcut ce am filmat noi aici, un like, un share, un subscribe, clopoțelul ăla. Știți voi mai bine. Până data viitoare, numai bine. Pa!